azi ne este gândul tot la bani și la stabilitate financiară. Ne apărăm valorile și vom redescoperi ce este cu adevărat prețios în viețile noastre. Emoții neașteptate pot ieși la suprafață și în loc să le negăm, e preferabil să le acceptăm și să le trăim așa cum vin. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Financiar vorbind, nu se întâmplă mare lucru, dar în viitorul apropiat sunt șanse mari să te aventurezi într-un domeniu sau o industrie nouă care să îți crească profitul. Taur. La nivel mental ești dornic să preiei inițiativa, însă în practică nu mai ai același entuziasm. Oricât de tentant ar fi, recomandat este să nu lenevești, iar un prieten îți va fi de mare folos dacă ai de luat decizii financiare. Gemeni. Interacțiunile cu ceilalți vor fi când calde, când reci, până într-acolo încât poți experimenta stări ambigue legate de prieteni. Alți nativi sunt sensibili la nevoile celorlalți, dar în loc să se implice în poveștile altora, le-ar prinde bine să-și încarce propriile baterii. Rac. Te interesează mai degrabă starea ta de bine decât performanțele din carieră. Cu ocazia aceasta vei lua mai în serios nevoile tale emoționale, nu doar pe ale celor din jur, cum ai făcut până acum. Leu. Ești super ambițios când vine vorba de carieră, dar anumite stări de îndoială nu te lasă să îți împlinești potențialul. Atenție la cheltuieli, nu îți irosi resursele dacă nu ai motive serioase. Fecioară. Poate deveni din ce în ce mai greu să înțelegi comportamentul unei persoane dragi. În cazul în care cumperi ceva, păstrează facturile și nu le rătăci. Mai târziu e posibil să ai mare nevoie de ele. Balanță. Optimismul tău poate arăta azi ca o minge desumflată. Te preocupă excesiv stabilitatea ta financiară, iar viața de familie poate aduce turbulențe. În a doua parte a zilei îți mai vine inima la loc. Scorpion. Munca pare copleșitoare azi. Nu ar strica să iei lucrurile mai relaxat. Cât despre pretențiile celor din jur, te vor stresa și mai mult. Săgetător. Deși energia fizică nu este la cel mai înalt nivel, la capitolul imaginație stai bine și e indicat să profiți, mai ales dacă lucrezi în domeniul artistic. Unele evenimente îți vor da rutina peste cap, dar nu ai încotro decât să te adaptezi. Capricorn. Nativii care au copii se pot aștepta acum la tot felul de incidente, de la cheltuieli neprevăzute la relații tensionate. Financiar vorbind, norocul este însă de partea ta. Vărsător. Posibil să te focusezi pe o urgență care apare acasă sau care are legătură cu unul dintre părinți. În business, atenție chiar și la micile tranzacții, pentru că te poți trezi păcălit. Pești. Poți avea o idee senzațională care pe viitor să fie monetizată. Vei aborda cu aplomb chestiunile bănești, iar în iubire ți-aș recomanda să spui tot ce ai pe suflet. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi minunată! Mulțumim tare mult, Bianca!